Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Urmează o ediție specială a Dosarului în această seară, mai ales că în această săptămână, după demiterea intempestivă a Ministrului Apărării, au început din nou discuțiile despre ce se întâmplă în Armata Română, despre situația Armatei Române și, cum spunea unul dintre invitați pe care o să-l prezint imediat, a vorbi despre Armata Română este a vorbi, înseamnă a vorbi despre situația reală a României, pentru că se întâmplă lucruri extrem de interesante și importante lângă noi, la granița României. Federația Rusă pregătește un amplu exercițiu militar, peste 100.000 de soldați în zona Mării Baltice. Este exercițiu Zapad în rusește, asta înseamnă vest, da? Vest. Rușii se gândesc la vest, cum s-au mai gândit acum câțiva zeci de ani, da? Îi prezint pe invitații mei din această seară, îmi face plăcere, pentru prima dată aici în emisiune, generalul de 4 stele în rezervă, domnul Florian Pință. Bună seara, domnule general! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. De 3 stele. De 3 stele? M-a dezinformat domnul colonel Petrescu. I-am acordat-o pentru prestanța mediatică. General de 3 stele, domnul Pință, mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Și colonelul Ion Petrescu, îl cunoașteți, analist militar. Bună seara, domnilor. Domnule Pință, încep cu dumneavoastră. O să rog pe colegi să pregătească și imaginile, să vedem ce fac rușii în zona Mării Baltice. Știu că aveți experiență în teatru de operațiuni. Putem să discutăm cât se poate de aplicat, nu foarte tehnic, dar să înțeleagă și respectatorii și cei care sunt interesați de fenomenul acesta, ce vrea de fapt Rusia să transmită cu acest exercițiu militar, care se numește Vest. Ce vrea să le transmită vesticilor mai ales? Și nouă. Este, în opinia mea, lesne de înțeles ce vor să transmită rușii prin acest exercițiu. Zapad 2017 intră într-o logică firească a exercițiilor desfășurate prin rotație din 4 în 4 ani în Rusia, în diverse formule de colaborare sau cooperare, anul acesta împreună cu Belarusul. Un exercițiu extrem de mare, amplu, după datele pe care rușii înșiși le prezintă, exercițiul n-ar însuma mai mult de 13.000 de militari. Asta știm foarte bine că însemnând că se încadrează în limitele prevăzute în documentul de la Viena, în așa fel încât să nu necesite o multitudine de observatori sau de solicitări de prezență de observatori la exercițiu, chiar dacă NATO, fac o paranteză, chiar recent a reiterat ideea de a se admite observatori la exercițiu și nu doar la ziua distinșilor observatori, ci la tot ceea ce înseamnă elementele de pregătire ale exercițiului, inclusiv la explicațiile necesare pentru a se înțelege cu exactitate care este scopul acestor manevre extrem de ample. Și am închis paranteza. După ceea ce media vehiculează și după ceea ce noi, să spunem, analiștii militari, putem să estimăm, cifrele sunt mult mai mari, pentru că dacă ne gândim la desfășurarea în teren a acestor exerciții, asta însemnând de la, să spunem, nordul arctic al extremității vestice a Rusiei și până în Kaliningrad, este o distanță extrem de mare și care, evident, îmbrățișează toate cele trei țări baltice plus Polonia. Ca elemente care ar putea fi considerate în scenariu pe care încă nu-l știm foarte exact, chiar dacă mai sunt 4 zile până la începerea exercițiului, și care, după ceea ce ne spun vecinii noștri ruși, ar însemna un exercițiu de apărare eminamente și în niciun caz un exercițiu ofensiv. Cu alte cuvinte, tind să ne liniștească, fiindcă din acest punct de vedere nu sunt necesare măsuri suplimentare. Fac o paranteză, din cei 13.000 de militari anunțați de Rusia, doar 3.000 sunt ai lor, și mai participă în afară de cei 3.000 de militari cu aproximativ 280 de tancuri, 820 de mijloace de artilerie, echipamente de lovire diferite și circa 25 de avioane și elicoptere. Extrem de puțin față de ce înseamnă acest uriaș front pe care se desfășoară exercițiul. Numai dacă ne-am gândit la ce presupune logistica propriu-zisă a exercițiului și n-am putea să admitem sub nicio formă că doar 13.000 de militari pot acoperi acest front. De altfel, se va vedea în cursul exercițiului, repet, mai sunt 4 zile până la începerea lui,
în ce va consta el și ce surprize doresc să prezinte rușii în cadrul acestui exercițiu, evident împreună cu, să spunem, partenerii lor actual, Belarus. Chiar dacă între cele două state nu există o armonie perfectă și știm foarte bine acest lucru și din ce motive anume s-a produs această disjuncție în relațiile ruso-belaruse, este clar că Rusia vrea să reitereze ideea că în această formulă ei pot realiza o structură de apărare comună, într-un nu doar exercițiu demonstrativ cum este cel pe care ni-l prezintă în ZAPA 2017, ci și pentru viitor, încercând de altfel să ne transmită în subliminal că ei vor fi sub orice formă protectorii Belarusului. Noi putem să titrăm ceea ce subînțeles ne transmit ei și de următoarea manieră. Poate că doresc să controleze mai substanțial decât au făcut-o până acum ceea ce se întâmplă în Belarus și guvernul Lukashenko. Și lucrul ăsta n-ar fi deloc paradoxal, având în vedere experiența pe care... Așadar, spuneți că Federația Rusă vorbește despre un exercițiu de apărare. Sigur că da. Bun, e ipocrizie aici. Federația Rusă, da, a fost amenințată sau există asemenea discuții? Că... Noi vedem că Rusia este un agresor, da? După episodul Crimeea, episodul Ucraina. Adică mi se pare tot un fel de artificiu de comunicare, da, mediatic. Rusia va filma acest exercițiu, îl vor prezenta probabil pe canalele lor de televiziune ca o dovadă a forței superioare, armată. Presupun că vor face și un eveniment de propagandă, nu, domnule Petrescu? Indiscutabil. Aici aș completa câteva lucruri la foarte bunele repere oferite de domnul Jean Florian Pințe. În primul rând, cine a contracărat anunțul oficial rus de 12.700 până la 13.000 de militari? Ministrul Apărării al Germaniei. Ministrul German al Apărării este un om de încredere al cancelarului Angela Merkel, care știți că are o viziune relativ constructivă în relația cu Moscova, dar anunțul dat de Ministrul Apărării este ca urmare a notelor primite de la Serviciul Secret German, care este foarte bun, foarte funcțional și care niciodată nu a fost prins pe picior greșit. În al doilea rând, în mod paradoxal, acest exercițiu ZAPA 2017 mimează apărarea Federației Ruse împotriva omuleților verzi, pentru că în scenariu se vorbește de depistarea elementelor teroriste care ar acționa pe teritoriul Belarus și a zonelor rusești care se învecinează cu Lituania, Letonia și Estonia. Care elemente teroriste? Din Ucraina sau de unde? Scenariu... Sunt trei țări marcate și aici e foarte interesant că prima dintre țările marcate include un teritoriu luat de la polonezi și de la lituanieni, pentru că marchează celebrul coridor care unește Belarusul de Kaliningrad. Celelalte două iau teritorii din statele învecinate, dar îngrijorarea presei din capitala Belarus este faptul că unul dintre celelalte două state este pe zona catolică din Belarus și pentru prima dată se pune o problemă. Se dorește o enclavizare, fie și temporară, fie și imaginară, fie și pentru pregătirea perceptivă a populației pentru ce ar putea să fie în viitor. Sigur, sunt comentarii ale ziariștilor din Belarus destul de neliniștiți de această ipoteză, mai ales că harta exercițiului a fost prezentată opiniei publice din Belarus la televizor de către ministrul apărării al Belarus. Acolo pe hartă se vedea foarte bine că porțiunea utilizată din Belarus este porțiunea care este locuită îndeoseb de populația catolică. O informație publică care a generat neliniști în Belarus. În același timp, aici este vorba și de un factor de descurajare psihologică practicat la Moscova. Un pressing puternic, după care vor zice, vedeți, noi nu am făcut așa, v-ați alarmat degeaba, am venit, ne-am antrenat, am plecat. S-ar putea să plece cu trupele, dar s-ar putea ca cele două divizii de blindate sau două divizii de tancuri, mă refer la tehnica de luptă, cum bine a marcat domnul general, să rămână acolo. Și știți, în enclava catolică din Belarus? Și sau? Din Belarus și mai lași câte o santinelă, mai lași 10 santinele, că e nevoie de schimb și uite așa, ești acolo. Există și un precedent, pentru că îi spun doar NATO și-a adus echipamente grele de luptă în statele care se situează la
frontiera estică a Alianței Nord-Atlantice. Noi de ce nu am răspunde la fel? Sigur că da, și trebuie neapărat să analizăm lucrurile la rece, fiindcă Rusia desfășoară un exercițiu clar de contrapartidă pentru tot ceea ce consideră ei că ar fi dislocări înaintate ale NATO pe flancul ei vestic, respectiv estic al NATO. Și în condițiile respective, ținând cont de toate exercițiile care s-au desfășurat, inclusiv în cursul anului 2017, ceea ce se prezintă trebuie neapărat să îmbrace cumva argumentativ acest tip de obiectiv strategic, să spunem, al exercițiului. Aș menționa în plus, față de ce am spus la început, că este cel mai mare exercițiu pe care Rusia îl desfășoară în cursul anului 2017 și se pare că este cel puțin din ultimii 10 ani cel mai mare. Eu aș spune că este cel mai mare de după căderea cortinei reci, după încheierea războiului rece. Deci asta trebuie să ne dea de gândit de ce 2017 este ales special pentru așa ceva. Zapad a fost desfășurat în urmă cu 4 ani, tot aici, iar ziua distinșilor vizitatori s-a desfășurat la Kaliningrad. Atunci s-a prezentat o serie de tehnici de luptă extrem de sofisticate și eu mă aștept ca și în acest an să avem de-a face cu așa ceva. Mă gândesc la armata, mă gândesc la tancul T-14 Armata, care este un tank redutabil, la câteva noi echipamente tip vector de aviație, mă gândesc la Sukhoi 35 pe care vor să-l prezinte, și alte câteva elemente care țin de cucerirea unor capete de pod în așa zisul teritoriu ocupat vremelnic de către inamic, în așa fel încât să pună presiune foarte serioasă nu doar pe ceea ce înseamnă elementele militare, ci mai ales pe ceea ce înseamnă opinia publică, pe psihicul celor care ar putea eventual să se gândească la consecințe în eventualitatea unui asemenea scenariu în care Rusia ar fi atacată și ar trebui să răspundă. Există, deci, domnule Petrescu, mă scuzați, domnule general, văd acum secretarul general NATO a făcut câteva declarații extrem de interesante. Jens Stoltenberg a vorbit despre activarea articolului 5, da, din Convenția NATO în legătură cu Coreea de Nord. Asta ar însemna, dacă toate țările NATO sunt chemate alături de Statele Unite pentru o intervenție în Coreea, da, ca și România și trupele românești să se alăture unei coaliții internaționale împotriva Coreei, lucru că despre care Stoltenberg spune în mod explicit, da, că fiind vorba despre o amenințare globală, amenințarea aceasta necesită un răspuns la fel de global. Deci s-ar putea ca Rusia, care face exercițiu militar aici aproape de noi, da, să fie avantajată de chestiunea asta, da? Atenția NATO să se mute pe Coreea și partea asta de Europa, da, despre care discutăm noi de ceva vreme, să rămână tot așa, în suspans, domnule Petrescu. Aici sunt două pericole. Se joacă foarte interesant. Se joacă este o întrebare. Tare. Oare cine a ajutat pe cei din Coreea de Nord să aibă, da, capacități, clar, nucleare? Clar, Rusia. Da? Rusia și China, pentru că multe componente ale rachetelor pe care le-am văzut că le admiră Kim Jong-un, au multe componente chinezești. Dar aici sunt două pericole. În primul rând, anunțul secretarului general NATO pune o întrebare. Toate țările membre ale Alianței Nord-Atlantice din Europa vor zice da? Ce se va întâmpla dacă Berlinul zice nu în Europa? Și a doua chestiune, ați început cu niște imagini de ultimă oră, felicitări, ceea ce ar trebui să spunem telespectatorilor, că acolo infanteriști marini ruși debarcau pe plaje din Marea Baltică. Nu erau plajele din Kaliningrad. Și atunci întrebarea este, ce plaje vizează? Plaja Estoniei, Letoniei, Lituaniei? În plus, în scenariul inițial dat publicității, se vorbea de exersarea pe harta unei lovituri nucleare în Estonia. Acum, conform ultimelor estimări, ultimelor informații date publicității, se va juca pe zona Poloniei. Sigur, trebuie să înțeleagă telespectatorii, este o hartă. Pe harta respectivă, la ordinul dat de general, se marchează nu doar lovitura, ci și raza acțiunii efectelor negative ale acestora. Simpla invocare a introducerii în scenariu în asemenea lovituri are un efect disuasiv puternic. De altfel, avem o șansă, domnul Jean Pin se cunoaște foarte bine, a fost în peninsula Scandinavă,
Scandinavă și ne poate explica psihoza celor din peninsula Scandinavă. N-au vrut toate țările de acolo să membre ale NATO, dar au aceeași psihoză vis-a-vis de Moscova. E firea să fie așa. Până la urmă sunt ani buni pe care locuitorii acestor țări i-au cunoscut din punct de vedere al ceea ce a însemnat prezența Rusiei în zona lor sau amenințarea permanentă sub care au trebuit să trăiască. Dar dacă depășim un pic momentul și revenim la întrebarea domnului Mănăstire, problema este în felul următor: dacă se deschid două fronturi de operații, e destul de dificil inclusiv pentru NATO să le managerieze. Secretarul General NATO a mai precizat chiar în urmă cu o zi că trei mai mari pericole sunt la ora actuală la adresa NATO. Unul este cel din Coreea de Nord, celălalt este cel de pe flancul estic, respectiv Rusia, și celălalt, ISIS-ul, evident, despre care presupun că s-a vorbit și se vorbește atât de mult încât toată lumea știe despre ce vorbim și noi. Ca atare, dacă ne referim la cele două, e clar că ele trebuie tratate în mod egal. Iar dacă problema activării articolului 5 se va pune vreodată, indiferent în ce context, e clar că România va trebui să răspundă prezent. Cu ce? Asta rămâne de negociat și de clarificat. Sigur că ce a spus domnul Petrescu este foarte adevărat. Voturile înseamnă, de fapt, consens. Ori dacă o singură țară nu este de acord, articolul 5 nu poate fi invocat și nu poate fi activat ca atare. Deci participarea cu trupe este extrem de delicată ca și decizia. Ne mai vorbim de ce înseamnă în timp o decizie care ar presupune dislocare de trupe sau de echipamente militare sau de logistică pentru susținerea unor asemenea operații. Eu sper că nu se va ajunge acolo în ceea ce privește Coreea de Nord. Și sper treaba asta din tot sufletul, dar și rațional vorbind. China este cel mai mare, să spunem, beneficiar al unei relații permanente de tip pașnic cu Coreea de Nord. 95% din comerțul exterior este cu Coreea de Nord, pe petrol în principal. Eu mă îndoiesc că la ora actuală China vrea măcar să întrerupă pentru moment conducta de gaze și petrol pentru Coreea de Nord, dat fiind consecințele pe termen lung ale unei asemenea decizii. Prin urmare, problema se joacă, cum spunea cineva, este încă într-un tango. Ceea ce a spus președintele Trump, ceea ce se întâmplă la ora actuală la Organizația Națiunilor Unite, vedem în ce măsură o altă rezoluție mai fermă decât cea care a fost acum mai puțin de 30 de zile va însemna și altceva, în afară de aceste restricții la care este supusă Coreea de Nord. Cert este că asistăm la a șasea experiență teribilă pe care Coreea de Nord o desfășoară sub ochii noștri, și scopurile acestei experiențe trebuie foarte bine descălcite. Cine e în spatele Coreei de Nord știm de mai multă vreme și s-a menționat și China și Rusia, fiecare obținând beneficiile pe care și le-a propus și pe care și le dorește. În fond, fiecare din cei care vând armament sau componente unui stat care, iată, este în măsură să le pună în parte. Rusia și China speră ca acest regim dictatorial de la Fenian să poată fi controlat. Rusia și China speră că poate să-l controleze pe acest dictator dement care are și capacități nucleare în momentul de față. Dictator dement, da? Care și-a ucis unchiul, care și-a ucis și fratele și care face tot posibilul să-și durabilizeze puterea, dacă se poate, pe viață, cum a făcut-o și predecesorul lui. Păi NATO ar fi dispusă să facă o intervenție, o expediție militară în Coreea de Nord, cu riscul declanșării unui conflict nuclear? Vezi că vedem, Rusia apare în scenariu, lovituri nucleare, și o să ne detalieze domnul Petrescu ce înseamnă asta, că e groaznic, da? Deci în acest exercițiu Zapad se vorbește despre lovitură nucleară. Se vorbește despre lovitură nucleară. S-ar duce NATO în Coreea cu forțe de expediție, riscând... Dacă s-ar impune un asemenea gest, s-ar duce cu siguranță. Deci dacă o asemenea decizie s-ar impune, întâi de toate este o decizie politico-militară. Nu este o decizie a militarilor. Este o decizie care, repet, se ia prin consens. Dacă se ajunge la o asemenea criză internațională care tinde să se globalizeze, cu certitudine cineva trebuie să ia atitudine. Deocamdată sunt doar Statele Unite, cele care, sub, să spunem, amenințările directe, nevoalate pe care președintele Trump le adresează liderilor nord-coreeni pentru atitudinea lor, pentru modul în care
înțeleg să amenințe lumea și care, iată, sensibilizează cumva opinia publică internațională. Nu trebuie să ne mirăm că se întâmplă treaba asta, dar de aici până la se face pasul următor, care însemna o lovitură, o acțiune militară propriu-zisă, după părerea mea, mai este încă mult. Ar mai fi, dacă mă îngăduiți, să completez două chestiuni. Dacă nu toți membrii NATO vor fi de acord, se va întâmpla ca în Irak. Se va crea o coaliție a voinței. Pentru că și atunci, cu acțiunea americană și britanică în Irak, Germania n-a fost de acord și s-a ajuns la coaliție a voinței. Trupele române au ajuns acolo în faza de stabilizare. În același timp, întrebarea este ce va face Moscova? Pentru că două știri interesante au venit în ultimele 24 de ore. Pentru prima dată, publicația Moscow Times, o publicație în limba engleză, a arătat că aproape jumătate dintre respondenții la un sondaj desfășurat în această săptămână au spus că ar vrea retragerea forței expediționare ruse din Siria. Întrebarea este unde? Și în același timp, Ministerul Apărării de la Kiev, prin Centrul pentru Situații de Criză și prin purtătorul de cuvânt, cu referire la Donbas, a spus că pentru prima dată au fost la Mariupol cele mai frecvente întrerupere ale încetării focului, 23 la număr în ultimele 24 de ore. Mai discutam aici că de la Mariupol la Delta Dunării forțe speciale pot ajunge în 7 ore. Întrebarea este ce pregătește Rusia? Zângănit de arme la Zapad 2017, întrerupere ale cetării focului în zona Donbas și în același timp un semnal public. S-ar putea să ne retragem din Siria. Bun. Cum suntem noi, domnule general, în momentul de față? Noi ca forță militară, noi ca țară, noi ca clasă politică, ca societate, suntem pregătiți pentru lucrurile astea? Pentru că cu toate eforturile pe care le facem noi de ceva vreme aici, știu că și generalul Degeratu trebuia să vină la emisiune, trebuia să discutăm, este puțin supărat, am înțeles. Parcă decidenții noștri politici nu înțeleg, sau dacă înțeleg și nu fac nimic pentru a rezolva situația asta din înzestrare, din situația armatei în special, pentru că situația este următoarea. La începutul săptămânii, premierul României merge în Parlament și spune că economia duduie, că merge totul bine. La o zi avem criza asta profundă din Ministerul Apărării. Ministrul Apărării își dă demisia după ce aflăm tot de la minister că nu sunt bani pentru soldele și pentru beneficiile militarilor. Este luna septembrie la mijloc, ne apropăm de luna septembrie, de mijlocul lunii. Nu s-au cheltuit un euro pentru programul de înzestrare. Au pretins că